Pe o lungime de 3 km la Neamț s-au executat lucrări de reparații pe drumul județean 207A, mai exact pe segmentul de la calea ferată până la pod și pe tronsonul de la ieșirea de pe pod până la intersecția cu drumurile județene 207K și 208D spre Doljești și Sagna. Astfel s-au preluat denivelările, s-au tăiat acostamentele, urmând a fi executate altele noi. Începând de marți se toarnă covor asfaltic și îmi doresc ca până la instalarea sezonului rece aceste intervenții să se finalizeze. Este necesar să se încheie lucrările pentru că urmează a se relua circulația pe podul de la Luțca și trebuie să existe condiții foarte bune de trafic pe toată ruta, nu doar pe pod. Sunt foarte mulțumit că reușesc să-mi onorez promisiunea făcută locuitorilor din comunele Sagna, Doljești, Stănița, Bâra și Boghicea de a repara podul de la Luțca. Nu a fost un proiect ușor de pus în practică, având în vedere că am modernizat unul dintre cele mai lungi poduri hobanate din țară, dar am supravegheat îndeaproape derularea lucrărilor, respectarea graficului de execuție și suntem pe ultima sută de metri în ceea ce înseamnă realizarea investiției, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.